Salut, Gabi. Ce senzație ai după acest meci? Scor corect sau poate crezi că meritați mai mult? Bună seara. Nu știu. Ne bucurăm că n-am pierdut, nu? Și, cum am mai spus-o, suntem o echipă greu de bătut. S-a văzut și la CFR, s-a văzut și astăzi cu FCSB. Adică, per total, ne merităm locul unde suntem. Locul care e unul de play-off la finalul turului. Veți rămâne pe locul de play-off. Da, știu asta. Cred că este o performanță pentru voluntari. Nu știu dacă după un tur de campionat au mai terminat pe acest loc. Ne bucurăm foarte mult și sper, după pauza asta de 2 săptămâni, să continuăm drumul care ne-am propus. Bun, revenind la meci, cum e pentru tine ca fundaș și să ai în față o echipă fără un atacant pur sânge, fără un număr nou? E mai dificil sau poate e mai ușor? Nu, aș vrea să comentez echipa Stelei astăzi. Noi ne bucurăm că nu am luat gol și că ne-am creat cât de cât ocazii de gol. Puteam chiar să câștigăm meci. Dar pe Budescu cum este la adversar? Întrebați-l pe el. Că o să întrebi pe el, special. Întrebați-l pe el, că el vine în mine, nu Ionia. Budi, îl știți pe Budi, e un jucător extraordinar și orice fundaș are probleme contra lui. Cât de important era pentru voi, după 2 înfrângeri consecutive, să terminați totuși turul cu un rezultat pozitiv? Noi am vorbit și înainte de meci și am zis hai să nu pierdem ca să terminăm turul pe un loc de play-off. Și vă dați seama... Am făcut-o, cred eu, bine astăzi și ne-am bătut de la egal cu FCSB. Ai vorbit de siguranța defensivă, dar totuși este al 3-lea meci consecutiv în care nu marcați. Devine o problemă acolo, simți? Este o mică problemă pentru că ne-am creat ocazii și cu Piteștiul, ne-am creat ocazii și cu CFR-ul și astăzi am avut câteva ocazii contra atacuri, dar poate ne lipsește ultima pasă, dar sper că problemele acestea se vor rezolva. Sunt mici, nu sunt foarte mari problemele. Spuneai de această pauză, care vă va ajuta să creșteți. În această pauză joacă echipa națională a României. Cum vei vedea aceste meciuri? Să-i ajute Dumnezeu și să facă din cele 2 meciuri maximul de puncte. Asta le transmit și asta chiar îmi doresc. Mulțumesc, Gabi. La revedere.